factual este o realitate. O să vedem, am și solicitat la Departamentul Tehnic al Camerei Deputaților să vedem cum s-a notat și ce a rămas în procesul verbal, pentru că în funcție de aceasta vom vedea dacă se va putea publica sau nu în Monitor oficial sau dacă ar mai fi nevoie de un vot final. Deci, factual, votul a existat. Demiterea a existat. Factual, cum s-a întâmplat acest lucru, având în vedere că în regulament, în primul rând, revocarea președintelui Camerei Deputaților se face cu vot secret cu bile? Conform deciziei Curții Constituționale, sunt cele două decizii, și cea din 2012 și cea din 2015, în 2005 și 2015, în cazul încălcării Constituției, repet, nu este nevoie nici de solicitarea grupului care a numit președintele, asta am clarificat-o deja, mi-ați spus cu totul altceva, într-adevăr, și votul plenului, plenul este suveran, acesta este principiul. În momentul în care prin votul plenului s-a schimbat procedura de vot, suntem perfect în acord. Scrie nu a fost cum nicio problemă este din acest acordat, punct de vedere. În regulament scrie cum este acordat acest vot în cazul revocării. Și nu a fost cum ați votat dumneavoastră ieri, ci este vot secret cu bile, stipulat în regulament, în cazul revocării președintele. După cum știți, regulamentul este realizat prin votul plenului suveran. Ieri a fost un vot al plenului suveran. Primul vot a fost exact acesta de schimbare a procedurii de vot, prin ridicare de mână. Acel vot a trecut, din momentul respectiv era valabilă modalitatea de vot care a și fost folosită. Pasul următor logic pentru România este moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare. Acela este pasul necesar. Chestiunea aceasta cu revocarea, o să vedem ce s-a reținut pe minută, ce s-a reținut pe procesul verbal al ședinței și în funcție de aceasta vom decide pașii juridici ce trebuie urmați.